cadrul ședinței Consiliului Județean Gorj din data de 27 februarie s-a aprobat proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru proiectul de buget pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018, 2019 și 2020 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală. Pentru proiectul de buget al anului 2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2020 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielor de funcționare și sau de capital în ordine cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programului de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, sume comunicate prin anexele numărul 4 și 5 la decizia amintită. Conform anexei numărul 5, la decizia menționată mai sus, pentru proiectul de buget al anului 2017, la aceste sume se adaugă și suma de 12.088 lei, reprezentând sume reținute prin aplicarea gradului necolectare, calculate conform prevederilor articolului 33 din Legea Finanțelor Publice Locale. Consiliului Județean i-a revenit obligația repartizării pentru proiectul de buget al anului 2017 și a estimărilor pentru anii 2018-2020 pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, precum și pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și a proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală.